eveniment istoric pentru România. Pentru mine este o mare onoare să reprezint România în calitate de ministru al afacerilor interne la acest Consiliu, JAI, Justiție și Afaceri Interne, moment în care se va decide aderarea României la spațiul Schengen. Este un eveniment important, este un eveniment pe care îl așteptăm de 15 ani, de la momentul aderării la Uniunea Europeană, și de 11 ani, de când îndeplinim absolut toate condițiile impuse de acquis-ul Schengen. Practic, România se comportă ca un stat Schengen de 11 ani, investind în resurse umane, în echipamente, în tehnologii. Din păcate, în acești 11 ani, România nu a beneficiat și de drepturile care îi se cuveneau ca stat membru Schengen. Practic, pierderile în acești 11 ani sunt incomensurabile. Este un moment, aș spune eu, de cotitură în istoria României și aș îndrăzni să spun în istoria Uniunii Europene. Aderarea României la spațiul Schengen este o aspirație firească, o aspirație legitimă a cetățenilor României. Și în acest moment istoric pentru România doresc să le mulțumesc cetățenilor români pentru răbdare. Pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă în toți acești ani. Acum, astăzi, aici, România va solicita un singur lucru. Respect. Pentru că România respectată în Uniunea Europeană este suma respectului câștigat de fiecare român din partea Uniunii Europene. Cetățenii români își doresc să trăiască, să se dezvolte într-un spațiu prosper, într-un spațiu sigur, și de aceea, astăzi, mandatul meu este unul foarte clar și simplu în același timp. Voi solicita dezbatere și vot pentru aderarea României la spațiul Schengen. De altfel, decizia din Coreper de ieri o cunoașteți, este primul punct pe ordinea de zi, proiectul de decizie se află pe prima poziție pe ordinea de zi și cuprinde, așa cum știți, aderarea României la spațiul Schengen. Argumentele României sunt cunoscute, sunt arhicunoscute și sunt susținute de către președinția cehă, de către comisie, de către majoritatea statelor membre, cum știți, cu excepția Austriei. Vreau pe această cale să mulțumesc președinției cehe și în special domnului ministru Rakušan, să mulțumesc comisiei, doamnei comisar Ylva Johansson, să mulțumesc statelor membre care ne-au susținut pe tot acest parcurs, ne susțin și acum, mulțumesc Parlamentului European și cred că în acest moment se cuvine să mulțumim președintelui României, primului ministru al Guvernului României, Guvernului României, Parlamentului României, tuturor partidelor politice, dumneavoastră, presei, pentru că efortul depus de noi toți ne-a adus astăzi în situația ca un proiect de țară, așa cum este aderarea României la spațiul Schengen, să fie pe ordinea de zi și să poată fi votat. Sunt încrezător, și cu asta închei, sunt încrezător într-un rezultat pozitiv pentru România și când spun rezultat pozitiv, mă gândesc la un vot pentru aderare astăzi și efectiv ridicarea controalelor la frontieră să se realizeze în anul 2023. Acesta este mandatul României, mandat cu care eu mă voi prezenta la Consiliul JAI de astăzi. Care e cel mai bun scenariu, cel mai prost scenariu pentru ziua de astăzi, dacă le puteți sumariza? V-am spus mandatul cu care merg aici. Știți foarte bine că aici toate lucrurile se negociază, toate pot avea la un moment dat un compromis. Și sigur că orice compromis în interesul României îl vom accepta. În ce măsură este fezabilă decuplarea de Bulgaria, domnule ministru? Dacă sunteți de acord cu asta, dacă se ia în calcul această variantă?
În acest moment, noi intrăm la vot, la dezbatere și vot, cu propunerea de aderare împreună România și Bulgaria. Funcție de poziționările fiecărui stat membru, pentru că acolo, dincolo de președinția cehă, dincolo de poziția Comisiei, fiecare stat membru își va exprima opțiunea. Funcție de pozițiile pe care le vor avea miniștrii de interne astăzi aici, lucrurile pot evolua într-o direcție sau alta, cum am spus, în interesul României. Eu nu ies din acest mandat, mandatul meu este să susțin aderarea României la spațiul Schengen și vot astăzi. Spuneți-mi dacă avem timp până la 1 ianuarie, într-un scenariu foarte optimist, dacă avem timp să punem lucrurile în ordine acasă, în cel mai optimist scenariu? Să le luăm pe rând. În cel mai optimist scenariu, până la 1 ianuarie, suntem în măsură să pregătim frontiera externă Schengen, așa cum cer toate reglementările în domeniu. Practic, dacă proiectul de decizie aflat pe ordinea de zi s-ar adopta așa cum este el prevăzut astăzi, cu ridicarea frontierelor terestre începând cu 1 ianuarie și ridicarea frontierelor aeriene începând cu 26 martie, România este pregătită să intre în spațiul Schengen cu ridicarea frontierelor, controlelor la frontieră, așa cum prevede această decizie, pentru că am discutat și am prezentat în toate forurile tehnice, am prezentat scenariile prin care relocăm resurse umane, tehnică, capabilități de pe frontiera de vest, pe frontiera de est, respectiv pe frontiera cu Serbia. Acum, legat de ce șanse sunt să intrăm separat. Noi am pornit pe acest drum împreună cu Bulgaria. Am fost evaluați împreună cu Bulgaria. Suntem într-un parteneriat cu Bulgaria și într-o relație de bună vecinătate cu ei. Noi ne dorim să intrăm împreună. Dar interesul României este mai presus de orice. România trebuie să fie membră a spațiului Schengen începând cu anul 2023. Dar ar putea fi decuplarea de Bulgaria o soluție de compromis care să fie acceptată și de Austria? Exact asta spuneam. Să vedem cum vor evolua lucrurile, ce discuții vor exista acolo, ce propuneri vor veni din partea statelor membre. Mandatul României este ferm. Dar poate dacă e vreo schimbare în poziția Austriei peste noapte, s-a schimbat ceva sau rămânem la fel? Voi încerca să aflu acest lucru înainte de ședința, de începerea ședinței, încercând să am o întâlnire cu domnul ministru Carmăr în această dimineață. Poate fi făcută o decuplare astăzi în timpul acestei ședințe sau e nevoie de alte proceduri speciale și de o amânare? Sunt mai multe opțiuni pe acest scenariu. Trebuie să consultăm și serviciul juridic al Comisiei. Sunt multe aspecte care trebuie luate în calcul dacă vom ajunge în acest scenariu. Vă mulțumesc și Doamne ajută României! Domnul ministru, eu n-am ajuns de la...